Eu știam că definiția haiducului este cel care ia de la bogați, cu forța, uh -huh. Uh -huh. foarte mult testosteron, cu foarte mult curaj și împarte la săraci. Da, cred că asta e cea mai clasică. Asta e definiția clasică. Asta este definiția clasică uh, folosită în, în muzică românească. Un haiduc este prin esența lui, da, conform definiției un socialist. El cu cine se punea cu comuniștii? Asta era, da, da asta da. era Haiduceala? Da, da. El nu e tare. Era o, de ajuns de seducători pentru folchiști, pentru că aveau și ei ceva, un fel de country. Și pe de altă parte, convenea și regimului. Da, da, faceți cu haiduci, cu haiduci e voie. Pentru că e luptă de clasă, deci regimul comunist nu așa? Pentru cei mai tineri trebuie să spunem lucrul ăsta. Și să-l reamintim. Și atunci este o, o zonă de pace, de cădere la pace. Mă las să fac cu haiduci și atunci pot să îmi dezvolt și eu imaginea asta de rebel și să discut tot felul de chestii mai violente, mai non conforme, pistoale, pumnale, sânge pe pereți lucruri de astea mai macho, mai bărbătești, cum le plăceau rocărilor și folchiștilor mai puțin bișoni de pe vremea aceea, mai testosteron, mai da. cu testosteron așa, Nicu Covaci. Așa și alții ca el. Și, pe de altă parte, regimul spunea, da, da, e ok, e ok, că avem și filme cu Haiduci și așa mai departe. Încerc să-mi imaginez, exact așa cum te știu eu, da, încerc să-mi imaginez fața ta când te duceai pe vremea lui Ceaușescu la comisia de cenzuri cu versurile, când vă duceți acolo ca să -s 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 vă lași tampile, să vi se dea ok pe versuri. Se da, da, dar știam clar că trebuie să fie ocolită, ni se spunea de la Casa de Discuri. Le ducea la casa de discuri când venea cu albun și ei se duceau la contor și nu trebuia să bată un apropo sau să se prindă. Și atunci mai ne sprijinea și cei de la Electrecord și tineaua, nu le schimbam pe toate. Domne că nu seamănă, că nu știu, era o, o cenzură a lor. Vă dați seama. Eu știu uh, uh, tertipul tipul lui Șerban Forță. În versurile pieselor Phoenix băga și niște versuri mult mai abrazive de care știa sigur că vor fi scoase la cenzură tocmai ca să rămână ce vroia. Era o șmecherie pe care o Valisterian face chestia asta. Existau trei feluri, trei nivele de cenzură. Cenzura de la concerte, care nu era atât de marcată, nu era așa de intransigentă. Eu știu, uh, că ca mai să subliniez, da, da, da ca să sublinezi ce spui, primul meu concert rock a fost uh, pe 16 decembrie 1989. M-am dus să văd Iris la Polivalentă și stăteam în părți, ca acolo stăteau roacherii, în părți. Da. Și întotdeauna, acum te ridicai în picioare, să, așa, așa? venea cineva cu lanterna. Cineva mi-a spus că era Stelian Tănase cu un polițist. Stai jos, stai jos, stai jos, stai jos. Nu știu dacă era el, în fine. Da, polivalenta e mare, nu știu dacă... <laughs> Da, dar mi-aduc aminte asta, știți, stai de jos. Deci, să fi fost... a, asta era cenzura să mea fi, de la concerte, da. S-a să fie tănase acolo, dar nu putea să fie în toate. Da, am zis că eu era eu. el, am zis că cineva mi-a spus că ar fi fost el. Cine știe, o fi fost. Uh, hai să zicem că te... Uh, eu mă refeream acum la, la, la cenzura textelor. Ah, oh, ok. Uh, da, e interesant și uh, genul ăsta de control, al spectatorilor, poate vorbim și despre. Era mai pentru că cine se nimerea să fie acolo, nu era polivar, era o casă de cultură, era o sală de spectacole. Cât puteau să fie, maxim 200 de inși? auzeau ceva mai coroziv sau mai periculos. Hai să zicem, dacă auzeau pentru că știm bine cum erau instalațiile și cum suna și așa mai departe. Iau, iau urechile trei zile. Putea să spună la moarte Ceaușescu și si să se audă o, o pârâială oribilă. Și, si, deci ăsta era un nivel și si să spunem că acolo erau puțin mai neglijenți. Nivelul 2 era, se refera la radio și si televiziune. Ce se înregistra și si ce se filma și si se difuza apoi era ceva mai atent, puricat și controlat, cenzurat. Cenzura cea mai mare și stresul cel mai mare era la înregistrarea la Electrecord, pentru că le rămâneau pe niște mii de copii, poate chiar zeci de mii. Și după aia ce faci? Le strângi pe toate și le casezi? Era mai complicat. Deci acolo era vigilența maximă. Păi, ce asta ce presupunea? Eu, eu eram Iris, da? Și mă duceam la Electrecord și înregistram un disc. Uh -huh. Aveam un cenzor acolo care uh, se uita înainte pe texte? O comisie întreagă, da. Cu ce, cu ce texte Vi Se uitau pe texte, verificau. Era dacă aveai uh, texte de poeți consacrați care au publicat deja, era o garanție că a mai fost o comisie care a văzut textele alea. Am înțeles, adică dacă aveam mă rog, cum a făcut Iris de pildă versus de Păunescu era mai ușor. Păunescu să... era o garanție pentru toți, el la un moment dat nu mai adică era deasupra cenzurii.